Un polițist de frontieră a fost reținut pentru 24 de ore, acesta fiind suspectat de trafic de țigări. El fiind descoperit în pădure în timpul său liber, lângă țigări de contrabandă în valoare de peste 80.000 de lei. Conducerea ITPF Sighetu Marmației a dispus cercetarea prealabilă a celui în cauză, urmând a fi dispuse măsurile prevăzute de statutul polițistului, care pot merge până la destituirea din poliție. Marți, la nivelul sectoarelor de poliție de frontieră Izvoarele, Sucevei și Brodina, s-a declanșat o acțiune specifică pe linia combaterii contrabandei cu țigări în zona de responsabilitate. Astfel, în jurul orei 7:40, polițiștii de frontieră au observat în apropierea frontierei de stat o persoană de sex masculin care transporta mai multe colete voluminoase spre un autoturism de teren care staționa în apropiere și lângă care se afla o altă persoană. Polițiștii de frontieră au procedat la somarea prin vocea bărbaților, dar în momentul în care aceștia au observat patrula poliției de frontieră, s-au urcat în mașină și au demarat în trombă, deplasându-se pe un drum forestier. Pe timpul acțiunii, polițiștii de frontieră au folosit armamentul din dotare, fiind tras un foc de avertisment în plan vertical cu respectarea prevederilor legale. La fața locului a fost solicitată o echipă de intervenție care a procedat la cercetarea și supravegherea zonei, iar la aproximativ un kilometru a fost descoperit, abandonat în pădure, autoturismul suspecților, iar în apropiere a fost reținut un bărbat de 51 de ani, domiciliat pe raza județului Suceava. În urma verificărilor efectuate de polițiștii de frontieră s-a stabilit că cel în cauză este lucrător în cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației, aflat în timpul liber. Totodată, în zona au fost descoperite mai multe colete cu țigări, care, împreună cu persoana în cauză și autoturismul folosit la activitatea infracțională, au fost duse la sediul sectorului în vederea continuării cercetărilor. În urma inventarierii coletelor a rezultat cantitatea de 7.470 de pachete de țigări de diferite mărci de proveniență ucraineană în valoare de 82.000 lei. Întreaga cantitate de țigări a fost ridicată în vederea confiscării, autoturismul de teren în valoare de 8.000 lei a fost indisponibilizat la sediul sectorului, iar bărbatul de 51 de ani este cercetat de polițiștii de frontieră sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de contrabandă în formă agravantă și trecere frauduloasă a frontierei de stat. Cercetările se desfășoară sub coordonarea parchetului de pe lângă judecătoria Rădăuți, pe numele polițistului de frontieră fiind emisă ordonanță de reținere pentru 24 de ore, la finalizare urmând a fi dispuse măsurile legale ce se impun. Totodată, conducerea Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației a dispus cercetarea prealabilă a celui în cauză, urmând a fi dispuse măsurile prevăzute de statutul polițistului, care pot merge până la destituirea din poliție, se precizează în comunicatul Poliției de Frontieră.